Din cauza conducerii de tip interimar, atribuțiile administrative au fost împărțite între reprezentanții administrației publice locale. Cu puțin timp în urmă, viceprimarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a primit o dispoziție din partea primarului interimar, conform căreia se va ocupa de tot ce înseamnă proiecte europene pentru municipalitate. În această săptămână, dispoziția a fost revocată de aceeași persoană care a aprobat-o. Am avut o discuție și am căzut de acord că măcar calitatea de reprezentant al municipiului Târgoviște nu poate să fie delegată prin dispoziție. Pot fi delegate atribuțiuni, de stare civilă și așa mai departe. Dar calitatea de reprezentant al municipiului Târgoviște nu e o simplă atribuție. Este indisolubil legată de persoana primarului și atunci nu poate fi delegată. Și m-am adresat domnului secretar, care până la urmă șansă și punctul ăsta. Implicit implica calitatea de reprezentant legal, ceea ce nu e o simplă atribuție, este o calitate legată în mod clar, exclusiv de calitatea de primar. În replică, primarul interimar spune că decizia de revocare a dispoziției a fost luată după ce Cristian Stan a făcut o cerere în acest sens. A avut loc o întâlnire săptămâna trecută la care a participat un administrator public al municipiului Târgoviște și un viceprimar, unde, în urma unei solicitări a domnului viceprimar, am rediscutat atribuțiile fiecăruia dintre noi. Am ajuns la concluzia comună că atribuțiile pe proiectele europene trebuie să-mi revină mie și pentru acest lucru au fost mai mulți factori. Atât solicitarea colegului meu, viceprimar, care este la început în administrație locală, cât și faptul că la mine nu este o problemă să am un volum mai mare de muncă. Cât privește aspectul de legalitate al dispoziției inițiale, trebuie să știi că aceasta a avut aviz de legalitate din partea secretarului municipiului Târgoviște. Motivul invocat de Cristian Stan pentru a nu mai fi responsabil de proiectele europene este de natură juridică.